Astăzi avem un update gigant de la Fortnite. Vine cu două eventuri, unul această săptămână și altul la sfârșit de sezon. Plus a licuit viitorul Fortnite Mers. Update-ul de astăzi este gigantic și dacă zic gigantic este foarte mare update-ul, pentru că în locul ăsta pe aici pe undeva avem eventul. Cred că chiar aici, chiar în locul ăsta, este noul event. Dacă nu mă înșel, uitați, este și raza aia de la timer. Și eventul se va întâmpla în 4 zile, adică vinerea, la 2 PM. 2 PM, adică ora României, la ora 9. Pregătiți-vă că va fi un event în seră de tot, pentru că s-a licuit că vom avea și ceva cinematic în timpul eventului. Deci nu va fi un mini-event, adică poate va fi un mini-event, dar va fi ceva care ne va șoca pe toți, cred. Mergem chiar acum către acest timer să ne uităm la el, să-l examinăm puțin. Apoi după acest event se va mai întâmpla încă un event. Uitați, mai multe beacon-uri din astea. Ok, ok. După acest event, la sfârșit de sezon, se va mai întâmpla încă un event. Deci cred că în acest event ne vom bate ceva cu Dr. Doom sau ceva de genul, pentru că nu-s degeaba beacon-urile astea ale lui Iron Man și ceva. Sigur se va întâmpla ceva. Uitați, se aude și ceva bipăit. Ia. Ok, interesant, interesant. Timerul este cam mic. Chestia asta nu cam înțeleg de ce. Adică e cam prea mic timerul. Dacă te îndepărtezi de el nu se mărește sau ceva. Rămâne mic la mărimea lui. Nu e ca și alte timere trecute, deci nu știu care e faza cu eventul ăsta, dar sunt sigur că se va întâmpla ceva interesant în acest event. Oricum, acest event s-ar putea să aibă ceva legătură cu Pandora sau ceva de genul, pentru că s-au licuit și ceva style-uri pe Dr. Doom și pe Hope. Un style pe Dr. Doom ceva mai zgâriat așa, cu ochiul lui Midas. Și se numește, nu mai știu, Pandora, nu mai știu cum, la Dr. Doom. Și mai este și la Hope ceva așa îmbrăcată mai cu galben de aur. Nu cam am arme, din păcate, dar cred că o să pot să omor acest player cu mașina. Sper. M-ar putea bate oricum. Mamă, s-a urcat pe ăla, mă bate. Eu n-am arme, n-am nimic, acum m-am dus direct la timer-ul ăla și n-am cu ce să trag. Billy, ai ceva arme să mă ajuți? Să las cam de aici. Bun, am pistolul meu preferat. Acum să găsesc playerul ăla. Uitați cum se vede timerul de la distanță. Deci într-un fel se mărește, dar trebuie să fii la o distanță destul de mare, cred, da. Deci trebuie să te îndepărtezi destul de mult ca să se mărească. Nu se mai mărește așa, na. Deci tot se mărește într-un fel. Ok, uliu, ce făcui, mă? Dacă tot suntem aici, vreau să vă arăt o chestie care s-a întâmplat în acest update, care a fost o mică schimbare la hartă, nu doar timerul acela. Chiar locul ăsta nu mai avem apă. Dacă nu știți, înainte era apă. Adică ar trebui să știți că na, înainte puteai nota apa aici. Acum se pare că s-a cam secat apa. Și nu știu dacă va avea ceva legătură cu eventul, dar mamă, unul shield, să-mi bat piciorul. Poate va avea ceva legătură cu eventul, apa asta secată. Nu știu, oricum. Știm că următorul sezon vom merge în chapter 2, deci va fi ceva insane, rău de tot. Se pare că aici, uitați, este apă pe partea asta, deci nu s-a secat toată apa, este numai râul ăsta, ceva de genul. Rest pe aici nu mai e apă, dar văd că și pe aici e cam puțin, deci cred că și aici o să începe să plece apa cumva, sau adică să scadă apa, să se sece, nu știu acum. Oricum e ceva foarte insane de la Fortnite, avem două eventuri într-un sezon, foarte șmeche. Deci eventul se va întâmpla vinerea la ora 9, ora României, ca idee. Și următorul event, momentan nu se știe nimica despre el, dar se știe că vom avea unul la sfârșit de sezon. Ia-o-ți mașina, ia-o. Și acum hai să trecem la partea cu Fortnite Mersul, pentru că leak-ul de la Fortnite Mers chiar mi se pare interesant. Deci dacă vă uitați la acea poză, puteți vedea că vom avea colaborare cu Jigsaw. Oricum s-a licuit și înainte de ultimul update care a fost înainte de ăsta, s-a licuit un televizor cu Jigsaw. Dar cred că este acum pe hartă acel televizor, dacă nu mă înșel, sau nu știu. Oricum trebuie să fie la Doom Castle acel televizor, într-un loc, că l-am găsit eu din greșeală televizorul acela. Mă jucam Alarter Fortnite și am găsit din greșeală acel televizor. Bă, nu pot să arunc arma. Băi, doamne, nu mai știu juca Fortnite, mai am piciorul, salut Shuri. Dă și mie puțin mănușile tale. Da, de acord cu tine. Deci în acea poză v-am zis, puteți vedea colaborarea cu Jigsaw. O, picat ăsta, stați o secundă că îmi pleacă jocul pe dreapta. Gata.
Ba nu, că am trebuia să mă joc puțin de pe PS5, dar chestia e că se vede puțin pixelat. Așa că na, momentan o să ne jucăm puțin de pe PC până o să văd dacă o să găsesc o rezolvare să nu se vadă pixelat în timp ce filmez. De pe PS5. Hai să continuăm chestia cu leak-urile ca să, na, să nu mai lungim clipul ăsta așa de mult. În acel key art care s-a leak-uit cu Jigsaw și chestii, mai putem vedea un Halloween Marshmallow care nu știu dacă o să-l cumpăr, vedem cum arată în joc, că momentan îl văd într-o poză, vreau să-l văd în picioare, că na. Că toate pozele la Fortnite mai înșeală câteodată. Adică nu sunt chiar, cum să zic, chiar la fel skin-urile cum le credem în poze, adică cum le văd eu acum, na. Eu le văd, în poze le văd șmechere, că sunt și într-o poziție, sunt și așa, și cu efecte și na. Dar dacă le vedem în joc, poate nu sunt chiar așa, că mi s-a mai întâmplat să mai văd niște poze cu skin-uri și când le văd în joc, e o diferență foarte mare. Adică uitați și la skin-ul meu. Dacă vă uitați la poza lui, care o are pe shop, skin-ul meu ăsta, uitați. La poză, fără mască, e șmecher. Dar dacă îi dați masca jos la skin-ul meu, deci are moaca aia, deci e urât cu spume. De-aia folosesc style-ul ăsta cu mască pe el, că nu-i se vede moaca aia urâtă, plus îi stă bine cu mască. Am înțeles că acum ai sulat Dr. Doom, nu se mai spawnează, are șanse de 0% cică. Deci cei care nu l-am luat pe Dr. Doom nu o să-l mai luăm deloc. Ca idee. Numai în jocul ăla cu Day of Doom, dacă mai este, dar ar trebui să fie jocul ăla cu Day of Doom. Este, clar este, nu cred că l-au scos. Oricum, dacă ați ajuns la partea asta de clip, nu uitați, mergeți și voi pe Atom și o băgați și voi codul DANIC6 pe shop dacă vreți să mă susțineți, pentru că de ce nu? Plus, când va apărea Chapter 2, s-ar putea să fac un giveaway cu 3 Battle Pass-uri cei care n-aveți Fortnite Crew, așa că stați geană pe canal, că o să anunț un giveaway cu 3 PS-uri la sfârșit de sezon, așa că dați subscribe aici, dați like, tot ce trebuie și puneți-le la prietenii voștri să vă țină pugni să câștigați Battle Pass-urile alea, pentru că giveaway-ul va fi pe bune. Deci giveaway-ul cu acele ăsta PS-uri va fi pe bune și s-ar putea să extrag pe live în timpul live-ului cu sezonul, nu știu, vedem, o să anunț mai în viitor, acum n-am mai e până se termină sezonul, așa că na, până atunci mai vedem cum se schimbă ideile, cum o să fac extraziile și totul. Bun, hai să ne continuăm ce vorbeam aici, că na. În loc să vorbim de leak-uri, vorbim despre ăsta, despre giveaway. S-a leak-uit că vom avea și un Icon Series pe Fortnite, dar nu se știe cine e, adică nu știu, n-am văzut eu pe Twitter zicând că ar fi cineva așa mai cunoscut. Mulți zic că ar fi typical gamer, dar chiar nu știu ce să zic de el. Dar sunt șanse. Momentan teaserul se știe, numai că nu mai știu ce scrieau la el, că ne-a făcut să zâmbim sau nu mai știu. Eu la început mă gândeam că ia și o speed, că na, el ne mai face să mai râdem și na, la el mă gândeam, dar acum nu știu să zic. Acum în octombrie ar trebui să apară turneu cu el, cu acel skin Icon Series. Oricum se va licui în următorul update, că vom avea încă un update cu Fortnite Mersu. Chiar nu știu când, dar săptămânile astea, oricum. Nu săptămâna viitoare, cred că cealaltă. Cred. Nu știu, oricum. Nu ar că trebui să fie săptămâna viitoare. Că na, vom avea acest event. Vor mai fi schimbări pe hartă după acel event. Clar că dacă e un event ăsta cu cinematice și chestii, ar trebui să fie schimbări pe hartă. Ori pe lângă hartă, cum a fost fumul ăla înainte, atunci. Oricum, vom vedea că ăsta ce va fi. Și da. Acum hai să ne continuăm meciul, că v-am zis toate leak-urile în rest, niște skin-uri noi, au apărut chestii dark, chestii, na. Chestii din astea, skin-uri normale de astea, mai de Halloween, sau niște skin-uri așa, basic. Skin-urile oricum nu cred că vă interesează niște skin-uri, că nu sunt ceva colaborări de alea mari cum e Jigsaw sau chestii. În momentan nu va veni Jigsaw. Va veni de Halloween, așa că n-a. Oricum, se pare că sezonul ăsta distracția abia acum începe, se pare. Adică oricum distracția a fost până acum sezonul ăsta cu puteri și chestii. Dar va fi mai interesant acum cu aceste două eventuri, deci nu știu, sunt nerăbdător să văd acele două eventuri. Să le joc, să le privesc, să mă uit la ele, cum e Dr. Doom, se bate cu
Bă, Pandora Box-ul cu... Cu cine s-o bate el? Abia aștept să văd, deci vineri, ora 9, ora României, vom avea acest event. Și da, nu știu, deci numai de eventul ăsta am vorbit clipul ăsta mai mult, cred, nu știu. Oricum, mai avem puțin și terminăm și meciul ăsta, mai suntem 6 playeri. Dar nu văd pe nimeni, unde v-ați, bă? Unde v-ați ascuns, bă? A, bă, să vă omor și eu, ne dăm glonț în glonț. Eu, tu un glonț, tu mie un glonț pe lângă, dacă mă înțelegeți, adică... Na... Oh, no, no. Mamă. Unde mă ăsta băgat? Ah, uite-l, 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 văd, îl văd, îl văd, îl văd, îl văd. Ia, 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 ia. Unde mă ăsta? Uite-l. A, ne bateam unde cu șurii miticurile. Hai mă să vedem care câștigă. A, naiba. Țapă, țapă, țapă. Aoleo, colindător. Nu, 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 nu. Meciul ăsta eu vreau win. Meciul ăsta, primul meu meci din acest update, vreau să fie win. Nu mă interesează. Vreau să fac victory orail. Care ești, mă? Care ești, mă, de mișcai pe aici? Aha, e pe aici pe undeva, oricum. Păcat că are medalionul ăla de mă vede. Dar e și păcat și pentru el. Pentru că, într-un fel, am aflat pe unde ar putea fi. Oricum mi se aude și jetpack-ul. El mă știe acum unde sunt și na. Nu ar mai trebui să mă mai știe acum. Știe numai că sunt partea asta pe aici. Nu știe pe unde iau acum. Dar totuși. Numai să-i se mai alertez o dată ăla. Medalionul ăla. Unde ar putea fi băgat omul ăsta? Nu că îmi place melodia asta, sper să nu fie copyright, că... Aoleo! Marș! Nu! 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 Nu, 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 tu, cu minte, mă lași în pace! Fugi, bă! Pleacă, 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 nu muri, nu muri, nu muri, nu muri! Jos, 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 pe undeva, nu știu. Pătrem, 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 e mai ok. Hai, pătrem, pătrem, pătrem. Gata, ușor. Bun. Suntem bine. Suntem bine, nu ar trebui... Aha! M-a văzut cum am dus pe tren. Aterizează pe aici. Hai că m-a făcut destul. Aolo! Stai mă acolo în zona al naiba. Stai mă acolo în zona unde ple... Da, băi, cam cu acest episod, nu uitați să-ți like, share, subscribe, tot ce trebuie. Codul DANIC6P SHOP. Apăsați pe butonul ăsta și dați aici search. Și luați-vă ce vreți voi de ăsta, de Fighter Shop, ori incredibili, dacă vreți, ori nu știu, ce vreți voi. Oricum vor mai apărea pe shop niște skin-uri bombă. Ăsta vă zic de acum, vor apărea niște skin-uri bombă. O, oh, Yazuki pe shop! Șmecher! Skin-ul ăsta este foarte frumos, părerea mea, mie chiar îmi place skin-ul ăsta, așa că ați putea să-l cumpărați, părerea mea, cu codul DANIC6, adică na, eu vă zic că e investiție bună să vă luați skin-ul ăsta. Că e șmecher, e... Ceva, nu neapărat unic de la Fortnite, dar e prea, e așa mai de ninja, prea mai japonez, așa, mie îmi place skin-ul ăsta. Ciaule! Și ne vom vedea live stream la event și eu să vă zic pe viitor, până alte clipuri, mai multe detalii despre acel giveaway care v-am zis. Hai! Ciaule!